Hai de lângă noi. Bună ziua! Bună ziua! Ziua. Bine ai venit! Simona, îmi pare bine! Bine ai venit! Bine, v-am găsit! Mă pup și cu tine! Mă pup de obicei cu concurenții atunci când pleacă de aici, din această emisiune. Ce faci? Bine! Cum îți place aici la noi? Păi, momentan îmi place foarte mult. M-am primit fetele frumos cu maioneză pe clanță. Și eu ketchup. Deci. Așa. Și băieții? Băieții m-au primit foarte frumos. Alex a venit sus și m-a coborât pe scări. Și... S-a luat în brațe? Nu. M-am și speriat, vai. De ce? Îți place de Alex? Nu. Dar poate plăcea. Dar nici nu stăteam dacă mă lua. Poate că da și... Da, și pe mine m-a luat în spate și am crezut că... Așa. Te-au primit foarte bine? Da. Ți-a plăcut? Da. Îți place de cineva de acolo? Nu. Nu. Ți-a plăcut de none? Da, dar mi-a plăcut în sensul că era un băiat drăguț, frumușel. Dar mi-a plăcut foarte mult la el că era sincer și avea un caracter foarte frumos. Și chestia asta l-a făcut să fie așa mai special. Cum vi se pare, Simona, fetelor? Ne dăm cu părerea acum, că de-abia ajuns. Da, chiar așa. Prima părere. Vreți să auziți ce părere au băieții despre ea? Da. Da? Da? Simona, vrei să auzi? Bun, da. Să facem conexiunea. Da, una, mă, bun. Bun. Ricardo! Da! Ce părere ai despre Simona? Așa, așa, așa. Ai grijă ce vorbești. Hai zi, ai zis că vorbești. Dacă să se facă conexiunea, să te audă, să se... Să zi, supărat, nervos, zi. Bă, ce să mă deranjezi atât la ea, că n-am nimic cu ea. Doar am spus așa, doar treaba cu mirositul parfumului și cu salutați-mă, pupați-mă voi. A dat un aer de sporit. Da, pentru că eu am plecat și mi-a spus e frumos să te întorci din drum să ne pup. Și mi-a spus frumos, mi se pare să veniți voi să mă pupați, nu să mă întorc eu din drum. Păi da, dar tu ai venit să ne saluți, să ne cunoști. Simona, tu... Da, am înțeles. De ea vorbești toți odată. Pe rând! Și mai tare. Da. Bun. Bun. Păi ziceai că nu-ți place, dar deloc, deloc. Da, nu-mi place. Că e fată cum e? E o fată cum? Nu mi-a plăcut atitudinea ei de aici, de cum a intrat acum la început. Uite, pără Luca, cum stă. La Luca, ce fel te zici că ești pitbull? Adică... Mai am pus și o scapă. Hamud, de pe tine ce te-a deranjat? Tot același lucru și pe el. Că a pretins un alt comportament decât al ei. A încercat să pară altceva decât da. Este. Eu cred că este la fel și în realitate, nu știu cum să vă zic. Mie unul mi-a plăcut atitudinea ei. Adică? Cum adică, Adrian? Adică la fel cum s-a prezentat aici. Da, ai lăsat... Să se înțeleagă că nu are de câștigat Bogdan ceva dacă se apropie de ea. Păi da, fata e, cum să zic așa, crescută pe șmecherie, pe d-aste. Mă las un moș. Adică? Adică nu merge... Ai comparat-o cu Mari. Ai spus că la fel o să pățești cum ai pățit și cu Mari. Păi da, că la Mari nu merge cu cultură generală. La Mari merge cu vorbe de astea dulci. Ce faci, fata mea? El se dă nebunul ăsta, Mari. El se dă nebunul ăsta. Uite, asta e. Asta dacă venea la are de toate aici, Adrian, dacă venea la tine Bogdan și zicea Marinela, ce faci, fata? Pa Marinela nu interesează că Bogdan știe. Băi, ascultă-mă, băi. Pa Marinela nu interesează că știi tu în ce s-a născut Mihai Viteazu. Băi, frate, în primul rând. Dar cine a întrebat-o pe Simona dacă este virgină? Eu. Noi. Voi? Da, că o zis că nu mai gagică reală, că o chipa de relații. Că n-am întreținut relații cu mășească că toate. Că ești virgină, nu știu, am zis că da. La nivelul... A, deci ești virgină? Adică n-ai avut nicio relație mai serioasă cu un băiat? Să ajungeți la... Să știți că ne-a spus Adrian. Ne-a spus Adrian că e virgină. Cum? Dar ce-o controlat? De unde știi? Mamă, respect pentru ea, deci în ziua de azi mai găsit. Adrian a lăsat să se înțeleagă. Dar chiar m-a întrebat Bogdan. Adrian a lăsat să se înțeleagă. Este o fată cu că este respect. Nu e chiar vecină, că este mai departe de mine, dar sunt în același cartier. Legat de Simona, eu chiar cred că este virgină. Nu prea înțeleg de ce a venit aici, care este motivul real, dar sper din tot sufletul meu și îmi doresc din tot sufletul meu că ea a venit să-și găsească pe cineva cu care să facă sau să creeze un viitor. Și de unde curajul să vii aici? Păi sunt foarte curajoasă de fel și ambițioasă și nu știu, am spus să încerc. Și dacă tot... Și mama am reușit. Mama a fost foarte fericită și mi-a urat succes. Tata? Nu am tată.
A decedat? Îmi pare rău. Ne pare rău. Ne pare rău. Bun. Deci îl cunoști pe Adrian, cât de cât. E, acum o să fie concurență, vă dați seama în cartier, care e pe care să voteze. Îl vedea mereu aranjat la sacou, la cămașă. Deci non-stop Adrian a fost aranjat. Asta e clar. Ricardo. E clar, n-ai să fii în vizorul lui niciodată. Dar nu vreau să... Dar nici nu vreau. Băi, vă rog, eu nu începesc cu asta, frate, e vecina mea, începesc cu... Ai văzut cum e, om? Ai văzut cum e? Așa pe verișoară ta. Și că e imposibil să formezi un cuplu. Nu e adevărat, Adrian a specificat că sunt vecini. Da, și că era foarte surprins când a văzut. Am fost foarte surprins pentru că nu m-am așteptat niciodată ca să am concurență în propriul meu cartier, adică... Hamude, te deranjează că vin aici fete de 19 ani? Nu mă deranjează că vin fete de 19 ani, dar mi-ar plăcea să vină și fete puțin mai... ca vârstă puțin mai... Păi nu e adică să existe și 19, 22... Sunt de aceeași părere cu tine în ceea ce privește băieții. În ceea ce privesc băieții. Care a comentat? De ea. În ceea ce privesc băieții, că este la plural. Vrei să mă iau iar de tine? Nu mai vorbi urât. Nu mă refeream la băieți, dar nu e frate. La ei în sine, mă refeream la situație. Se referă la idee, în ceea ce privește ideea. Mă corectez, corectează-mă bine, nu așa... În ceea ce privește ideea. Ideea, băieți. Păi să accentuezi virgulă. Da. Ricardo, dar de ce te-a supărat atât de tare Simona? Nu mă supăra, că n-am nicio treabă. Nu, că îi place și lui. De ce? Pentru că când am intrat în casă, fiecare băiat mi-a cerut părerea. Și când am ajuns la Ricardo, i-a spus că este foarte supărăcios. Și l-a spus, nu sunt așa cum par la televizor. Și a spus, păi tocmai. Dar chiar a zâmbit Ricardo. Băi, cum a zâmbit Ricardo când a luat? Băi, v-a plăcut la toți, frate. Râdea, mă, că v-a plăcut. Lăsați-mă pe mine cu vrăjil, dar... V-a plăcut așa când... Adrian, ce a fost complet? Dar ce te-a deranjat exact? Ricardo, păi lăsați-mă să vorbesc. Mă lăsați să vorbesc și eu. Păi vorbește. Păi vorbesc, dacă nu mă lasă să vorbesc. Gata, vorbește. Așa. Eu râdeam, cum a spus Adrian, că am auzit-o pe Raluca în privința asta. În privința Simonei, mi s-a părut că asta nu e atitudinea ei, naturală. A vrut ea să ne arate așa, să ne dea peste nas. Așa cred, poate m-am înșelat. Dar exprimă-te cum te exprimă mai devreme, că să știi că ar fi și mai știu. O să ne dea materiale. A venit, da, adevărat, că nu mai știam, că a venit cu arfe din astea, da, așa am zis. Și da, a mai fost o fază... V-am salutat pe toți, v-am pupat, dacă era să am arfe, nu te pupam pe tine, înțeles? Da, nu, faza e următoarea, că... Mi s-a părut faza aceea cu arfe. Se vede că suntem din același cartier, băi, ăștia. Se vede, mă, se vede că avem replica. Se vede, Adrian, sincer, semănați peste acele apă și un pământ. Ricardo, ești agitat. Tragi la Indigo. Da, că i-a înțeles greșit. Zi, Ricardo, zi. I-a înțeles greșit, a înțeles pentru că mi-a spus mie că sunt prea supărăcios. Ea cred că de asta a înțeles, dar nu de asta, asta nu m-a deranjat asta. M-a deranjat că n-a vrut să-l miroase pe Hamude, că nu era greu să-l miroși. Adică, da, dacă fata așa? Vrut... Și faza cu pupatul, adică ea a venit aici să ne cunoască, nu noi pe ea. Da, da, eu m-am pupat la intrare, da? Când am plecat, dacă vreau să mă pupați, mă pupați voi. Păi când ai plecat, trebuia să te chemam să te pleci și să pleci, nu? Lasă Simona, mie mi-a plăcut atitudinea ta, tot așa. Bravo. Ia auzeam. Ține tot așa, pa. Ține tot așa, lasă așa să mințim mereu o barieră. Îți dai seama, pe acolo. Hai mă că te-a lăudat și da, stai, dai carte. Nu vorba că nu-i vorba că m-a lăudat. Hai mă, bosule, că te-a lăudat aici, a zis, Andy, mie îmi place că ești cel mai și cel mai și acum mai dai calde. Nu-i dau calde, frate, dar îmi place atitudinea ei, nu că m-a lăudat. Adios, bambino. Simona, vrei la tine? Ce spuneai de Adrian? Că o iubește pe Raluca? Da. Eu așa cred. Adică eu cred că amândoi se iubesc unul pe altul, dar nu vor să recunoască. Serios. Și mai zici de ce nu te suportă, Ricardo. Normal, dacă ei să acum împreună de aproape. Băi, ca trapa Adrian. Ce mă zici? Camera Adrian, vă rugăm. Mai e. Ca nu pe Raluca. Hai, Adrian, las. Dar pe Hamude de ce nu ai vrut să-l miroși? Pentru că ei spuneau că miroase un parfum foarte tare de băiat. Și pe mine nu mă interesa acest subiect, să stau să le ascult lor care cum miroase. Și Adrian l-a mirosit pentru că tot insista că miroase, nu știu ce, am zis, vino că te miroși, o să văd dacă miroși, nu mirosea. Și repede, și Hamude, ia vezi, eu miros. Spus că... Dar să știi că nici pe noi nu ne interesează.
Păi da, nu trebuia nici tu, Hamude, nici să te duci nu ne interesează. Ia, dă o replică din aia inteligentă. Eu am zis de prima zi, că a venit coarfele astea și nu mi-a plăcut. Nu știu cum e ea zi de zi. Acum, dacă dar are așteptăm... dreptate, Raluca îl mai iubește pe Adrian și Adrian pe Raluca? Doamne ferește! Doamne ferește! Ce să zic, e părerea ei, ce să comentez eu de părerea ei? Nu, probabil le-a plăcut de ei la început și probabil, cred că... Ai, toți am văzut-o, da. Adrian și vedeam că plânge și Raluca, deci efectiv plângeam și eu când mă uitam la emisiune. Simona, ia zi, tot cartierul plângea. De că nu te-ai mai uitat la emisiune, Simona? De 5-6 zile. Pe Larisa o știi? Da, am văzut-o. Cu cine te poți da mai bine, Adrian, cu Raluca sau cu Larisa? Cu Raluca. Cu Raluca? Dar pentru mine o plâns că se gândea la bunica sa. Așa și arată poftim? Dragoste. La mine când o plâns, o plâns că se gândea așa la bunica sa. Așa a zis el. Da, e să se scoată, cred. Ți-ai spus părerea despre băieți. Despre fete? Păi despre fete am o părere foarte frumoasă. Andreea m-a primit foarte frumos. Dea. Raluca. Și Mari. Și de Raluca îmi place, văd așa, că am supărat, plictisită, nu știu. De Simina mi-a plăcut de când a intrat. De Roxana la fel mi-a plăcut că e tu pe istă. Și de Bianca mi-a plăcut că... E așa de gătier, cum e la noi acolo. De inocentul, văd așa un copil. Știi că tu pe istă, tu pe istă, dar eu ți-am pus maionezul pe clanță. Nu, nu m-am supărat. Nu te sper, nu? Ce bine mă simt. Deja să vedeți ce vă face. Ai pus maioneză pe clanță. Ai simțit ceva tu, Roxana, acolo, nu? Vă dă cu capăt. Bona, știi că îl place pe Andrei. Păi, păi are liber. Are liber? De moment ce nu mai stăm împreună. Ia zi, băiat. N-a zis-o că nu mai stăm împreună, a zis-o că bravo, frate, că nu stăm în cameră. De la femeia asta. Ai adus cămașa cu tine? Ce așa? Hai, Hamude. Serios? Da, păi serios, păi ce fac? Stau, am ajuns să trag eu de el. Nu mai vreau, nu mai vreau omul nimic, gata, drum bun, la revedere, te salut. Vrei să ne evităm, ne evităm, gata. Nu mai poți să zici de soacră acum. Să nu mai păi el e fostul, dar soacra oricum rămâne, oricum vorbesc cu ea, că vrea el sau că nu vrea. Vreau să nu mai deranjez cu mama mea. Vreau să nu mai deranjez cu mama mea și nici pe mine cu mesajele. Cum? Să nu mai mă deranjez nici pe mine cu mesajele alea. Eu nu am mai trimis ție mesaje. Mesajele alea, te zici că-s pomernici? Știi când ți-a trimis ultima oară? Așa și te cunosc că ți-a trimis. De atunci nu ți-a mai trimis și până de atunci am vorbit cu mama ta și nu cu tine. Nu, vreau să nu ne mai deranjez nici pe mama, că dacă dar deranjez, nu deranjez pe mine. Păi, dar stai puțin, că mama ta mă sună pe mine pe nu, ea mi-a zis că tu ai sunat. Păi și eu și ea mă sună. Oh, ulu, dar ce vorbesc eu cu tine, că am uitat că mi-ai zis. Dar și ea mă sună, drag. Și ea mă sună. Dă ochelarii jos puțin. Respectul este... Așa, ia uite ce frumușe îi culorile, negru cu roz. Spuneți acum. Ia zi, te deranjează că Roxana vorbește cu mama ta? Vreau să nu mai deranjeze. Cine? Nu că mă deranjează pe mine, vreau să nu mai deranjeze. Adică uite se bagă... Da, mă, face da, adică știți care e de mai bun? Doamna Andreea, mă lăsați să vorbesc? Mai stau cu Roxana și eu... Alo, mă lăsați să vorbesc? Așa, da. Alo, slobozia. Ia uzi, ce face Nora mea frumoasă? Confirm. Și era acolo, cred că, cu mătușa ta și a întrebat mătușa ta ce faci, dragă, cu cine, vorbești? Vorbesc cu Nora mea de la Puterea Dragostei. Nu, ascultă-mă puțin. Pentru că mie îmi place să vorbesc. Adi, eu vorbesc acum, taci. Eu vorbesc cu dânsa, da? El nu mai e cu mine, nici eu nu mai sunt cu el. Dar eu pot să vorbesc, nu-mi trezește. Știi care e interesul tău? Să te dai bine pe lângă mama ca să ajungi tot la mine. Dar tot nu o să ajungi la mine prin mama. Stai liniștită, că nu o să ajungi. Dar eu nu o să mă întorc prin mama ta, dar eu fac ce vrei. Dacă vreau să vorbesc cu dânsa, dânsa vreau să cu mine, vorbesc, nu-mi interzici tu mie să vorbesc. Îți interzic că e mama mea. Vrei să-ți arăt că vorbește în continuare? Îți arăt eu că nu o să mai vorbesc. Vrei să-ți arăt că vorbește? Hai, lasă-mă cu asta. Hai, lasă-mă că vorbește, stai liniștit. Simona, bine ai venit. Andy, da? O să vorbești cu mama ta să nu mai vorbească cu Roxana? Da, chiar nu, să vedem. Să vorbești cu mama. Păi de ce dacă mama ta își dorește să o sune? Dar nu mama își dorește, ia. Da, nu! N-au să fac fete spun că mama ta a sunat-o pe Roxana?